La fel ca și celelalte biserici creștin-ortodoxe, Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Băsănci se află în doliu. Astăzi are loc prohodul, slujba mormântării Domnului Iisus Hristos. Cu acest prilej, băsâncenii îmbracă costumele populare și participă într-un număr foarte mare la prohod. Cu lumânările aprinse, de la mic la mare, cu toții cântă împreună, jelind moartea lui Iisus Hristos. Întreaga filmare de la Băsănci o puteți urmări în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii Izvoare. Prima difuzare va fi pe 6 aprilie de la ora 17, apoi în reluare pe 7 aprilie de la ora 16.